Paul a fost foarte inspirat cu melodia aceasta, care întotdeauna mea a fost dragă. Am auzit-o de din tinerețe. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Dar aceasta a devenit un la fel de uh, motto al vieții mele. Uh, și am știut că suntem mâna unui tată bun care se va îngriji întotdeauna de noi. Nu o să uite de noi. Chiar dacă oamenii vor uita de noi, este cineva acolo sus care ne iubește și care nu o să uite de noi niciodată. În seara aceasta aș vrea să vă rog să deschideți cu mine cartea Domnului la Împărați, capitolul 19. Întâi Împărați, capitolul 19. Și vrea să citim primele opt versete. Haideți să ridicăm, să dăm cinste Cuvântului lui Dumnezeu. 1. Împărați capitolul 19, începând cu versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sod la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu, cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ținea de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după o, un drum de o zi, a șezut sub ienupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, i-am sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă, pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a zis a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care a dat-o mâncare aceea, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta am ales subiectul pe care l-am intitulat Când te simți singur. Mai devreme sau mai târziu în viața fiecare dintre noi vor, vor sosi momente când, la fel ca și Ilie, ne vom trezi singuri undeva departe de ceilalți, unde ne vom plânge de cazurile sub un ienupăr, ne vom simți singuri. Ne vom simți abandonați. Ne vom simți um, singuri cu Dumnezeu și cu soarta vieții noastre. În seara aceasta am vrea să explorăm puțin această singurătate din viața lui Ilie. Dacă puteți să puneți PowerPoint pe thank you. Din, din viața lui Ilie. Care se găsește singur în postie. Se găsește singur în postie. Interesant este că această singurătate a lui Ilie în postie vine în urma unui moment apoteotic din viața lui, un moment sublim. Dintre toate momentele vieții lui Ilie, nu găsim nimic de o intensitate și de o victorie atât de strălucită ca și cea pe care el a avut sus pe munte când a omorât prorocii lui Bal. Când a obținut răspuns cu foc din cer de la Dumnezeu la jerfa lui, când a demonstrat unei națiuni întregi că Dumnezeu adevărat este Dumnezeul lui și nu Dumnezeul prorocilor lui Bal. N-a fost un moment mai înălțător pentru Ilie ca acesta. Iată-l acum victorios după luptă cu necredința națiunii sale, după o confruntare acerbă cu această necredință, când zdrobește de unul singur, am putea spune, sute de proroci mincinoși pe care Izabela și Ahab îi aveau în țară în vremea aceea. Ahab s-a întors acasă și a povestit soției sale ce s-a întâmplat și a spus, draga mea, prorocii tăi nu mai vin la cine de seară. Dar ce s-a întâmplat? au trecut și au schimbat loialitatea, au trecut la alt partid? Nu! Ilie! Ăsta i-a pe toți! Cum așa, domnule? De unul singur să omoare sute de oameni. Uh, Ilie, după victoria aceasta, pe munte înaintea lui Dumnezeu, pe muntele Carmelului, spune Sfânta Scriptură, că a auzit că Izabela i-a pus gând rău. Ascultați ce mesaj primește de la regina țării. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut cu viața fiecăruia dintre ei. În sfârșit, Ilie se sperie. Nu s-a temut de sute de proroci al lui Bal, nu s-a temut de Ahab, dar se teme de Izabela. Cred că atunci când se enervează o femeie, trebuie să te temi, să la goană. Uh, Ilie știa foarte bine că nu este nicio salvare cu asta, o l-a la fugă și a vrut să scape viața. Uh, în versetul 14, din același capitol, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa că Ilie a rămas singur și iată declarația singurătății sale, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Asta este declarația acum a lui Ilie la o zi după victoria strălucită de pe muntele Carmel. Am rămas singur și caută să-mi ia viața. Aici ar vrea să spun două, că sunt două lucruri foarte diferite. Există însingurare și singurătate. Însingurarea este un gol lăuntric imens când nici măcar Dumnezeu nu mai este cu tine. Este cea mai înspământătoare situație a unui suflet omenesc, în singurarea. Pe când singurătatea poate să fie o împlinire lăuntrică. Dacă Dumnezeu este cu tine și ești departe de lumea dezlănțuită, dacă vreți, singurătatea poate să fie o împlinire lăuntrică. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm singurătatea cu Dumnezeu. Închide-te în cămăruța ta, unde nu te vede nimeni. Stai de vorbă singur cu Dumnezeul tău. Există, deci, diferența aceasta extraordinar de mare în, între însingurare și singurătate. Există oameni singuri care sunt foarte fericiți, foarte împliniți pentru că Dumnezeu este acela care le aduce împlinirea lor sufletească. Din păcate, există în mijlocul nostru și printre noi oameni însingurați care au un gol uriaș pe dinăuntru, cad în depresie și, așa cum vom vedea din viața lui Ilie, sunt câteva caracteristici a acestei însingurări a omului Haideți să o discutăm puțin în legătură cu însingurarea aceasta a lui Ilie. Primul lucru care aș vrea să îl menționăm este că Ilie este extenuat fizic, extenuarea fizică a lui Ilie. Oamenii care ajung în însingurați de obicei sunt epuizați emoțional, mental și fizic. Gândiți-vă că pe muntele Carmel, Ilie se confruntă cu Ahab, Izabela și prorocii lui Bal. Provocarea aceasta de pe munte este extraordinar de puternică. Dumnezeul adevărat răspunde cu foc. Victoria lui Ilie este totală. Toți prorocii mincinoși sunt omorâți. După ani de zile în care n-a plouat ca o pedeapsă lui Dumnezeu pentru păcatele națiunii, vine ploaia lui Dumnezeu din ceruri. Al altă a ploat nu? A fost fantastic. Pentru Arizona să, să vină o ploaie din asta torențială a fost fantastic. Gândiți-vă să treacă câțiva ani de zile. Să sufere întreaga natură și dintr-o dată să vină ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Ilie este așa de uh, încântat de... de la asemenea înaltă tensiune spirituală este Elie, spune Sfânta Scriptură, că a fugit, a fugit înaintea carului lui Ahab. S-a luat la întrecere cu caiul lui Ahab, cu cai împăratului și asta nu avea niște mârțoage necăjite. Avea cai serioși. S-a luat la întrecere cu... și i-a biruit. Mergea fuga lângă carul lui Ahab și spunea, ai văzut cine este Dumnezeu adevărat? Victoria aceasta însă se termină și Ilie este un om extenuat, obosit, toate energiile lui sunt depoizate. George l-a spus că lumea este condusă de oameni obosiți. Nu este nimic care rău să fie obosit atunci când te obosești pentru ceea ce trebuie. Uneori însă avem impresia și și muncim în așa fel încât credem că lumea stă pe umerii noștri, nu? Noi, dacă n-am face noi ceva, lumea asta să năruie. Și ajungem obosiți și extenuați pentru că ne irosim energiile unde nu trebuie. Am citit ceva foarte simpatic. Cineva a scris următoarele rânduri. Am dat peste niște statistici care arată clar de ce ești atât de obosit. Nu sunt prea mulți oameni aceia care lucrează astăzi, așa cum am crezut noi până acum. Deși populația acestei țări este de circa 200 de milioane, 84 de milioane de oameni sunt peste 60 de ani. Ceea ce rămâne este 116 milioane ca să muncească. Cei sub 20 de ani sunt 75 de milioane, așa că mai rămân în câmpul muncii doar 41 de milioane. Din aceștia, 22 de milioane sunt angajații guvernului. Și știți bine că ăștia au lucru de stat și nu de lucrat. Nu au geap de stat și nu de lucrat. Așa că rămân 18 milioane să lucreze, 4 milioane sunt în armată, așa că mai rămân 15 milioane să lucreze scădeți din aceștia 14,2 milioane din birourile statelor, orașelor și comunelor, așa că mai rămân numai 200 de mii de oameni ca să muncească. Din aceștia, 188 de mii de oameni sunt în, sunt în spitale și azilele de nebuni astăzi. Aceasta face să rămână doar 12.000 la locurile de muncă. Nu trebuie să uitați că în închisori sunt 11.998 de persoane, ceea ce face și rămâne doar doi care ducem în povara întregii acestei țări. Wow! Nu, vă simțiți câteodată așa? Nu? Când vă uitați la politicienii de astăzi, toți când sunt și ai impresia că tu duci în spate toată națiunea aceasta. Nu e de mirare că ajungi descurajat ca și Elie. Întotdeauna descurajarea are temeliile în extenuarea fizică, mentală, emoțională. Ajungem obosiți. We are sick and tired. Descurajarea intră pe poarta extenuării fizice și emoționale. În al doilea rând, Elie are o filozofie foarte naivă. Are o vedere naivă a situației în care el se găsește. Ilie, uite că după vârful muntelui urmează valea. Întotdeauna după vârful muntelui urmează valea. Um, Ilie a fost ca și mine și ca și dumneavoastră, care credem așa de ușor că o victorie spirituală este victoria finală. Nu? Au, acum am făcut-o. Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Domnul mi-a vorbit. Am luat, am avut o victorie extraordinară și asta e ultima. Eu n o naivitate. Am omorât pe toți prorocii lui Bal. Nu mai a rămas niciunul din victorie răsunătoare și totală. La rugăciunea mea a căzut foc din cer și am mistuit jerfa. Am demonstrat lumii întregi că Dumnezeul meu este Dumnezeu cel adevărat. Ei, da, Izabela încă trăiește. La asta nu i s-a întâmplat nimic. S-a sculat și a plecat să scape viața. După victoria asta strălucită și răsunătoare. nu? După vârful muntelui urmează valea. Domnul Iisus Hristos a știut foarte bine că după porumbelul de la botez vine altă pasăre neagră a izpitirii din pustie. A știut foarte bine asta. Știți că după duminică vine luni, nu? De obicei uităm. Duminica nu credem că vine luni. ce sună cineva lunea și întreabă cum sunteți. Ca lunea, nu? Când nici iarba nu crește. Nu? Luni. Cât sunteți de acord să schimbăm, să cerem Domnului să desfințeze ziua asta? Știți că dacă o desfințează luni, marți devine luni. Tot, tot acolo suntem. Mai bine stăm așa cum e, că cu asta suntem obișnuiți așa, nu? Știți că pe munte se stă foarte puțin? De ce nu-și fac case oamenii pe vârful munților? Se duc numai în excursie. Nu? Stau câte puțin, urcă până în vârf, să uită să vadă cât e de grovăza, faină, și repede mergem înapoi, că nu e de noi aici. Nu? Pe vârful muntelor se stă puțin. Sunt foarte mulți credincioși care cred și nădăjduiesc într-o trezire spirituală, dar ideea lor este următoarea, să urcăm sus pe munte, să stăm sus pe munte. Și descopere că sus pe munte să stă foarte puțin. Știți că trezirile spirituale sunt foarte scurte? Nu suntem făcuți pentru înălțimile acelea. Ne le dă Domnul din când în când, dar viața se desfășoară la vale. Viața se desfășoară în vale. Ne dă Domnul câte un vârf de munte, dar să stă puțin pe el. Unul dintre noi credem că asta, asta este nivelul. Aici trebuie să ajungem și să stăm numai la, în altă tensiune. Până și când venim la biserică, vrem să creăm o asemenea altă tensiune, așa -i? Că dacă nu e, nu e har. Domnul ne dă câteodată, dar să stă puțin acolo. Pentru că viața se desfășoară la vale. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, șase zile, pe când duminica este numai una. Ascultați bine și nu fiți naivi, pentru că ajungem la însingurare atunci când gândim așa ca și Ilie, gândim greșit. Nu putem avea această vedere naivă a situației trebuie să fim realiști viața se desfășoară în vale în al treilea rând atunci când ne izolăm de alții se adâncește în singurarea noastră când fugim când plecăm întotdeauna când dăm de greutăți avem tendința să fugim așa -i? să le ocolim mai ales în America the easy way american easy way întotdeauna să căutăm locurile cele mai ușoare nu mai simple, soluțiile cele mai puțin dificile, mai puțin costisitoare, Și atunci când dăm de necazuri, de greutăți, avem tendința să ne izolăm. Punem o distanță de o zi, drum de o zi. Pleacă Ilie într-o într călătorie timp de o zi. Cât poate să călătorească un om într-o zi? Și cred că n-a mers încet. Pentru că se temea că vine Izabela după el. Și când vine Isabela după tine, cred că o e la gona. A plecat timp de o zi departe de problemele lui. Ajunge sub bunie nupăr și spune Sunt scriptură, este gata să moară. Destul. Acum, Doamne, i-am sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Marele om de pe Carmel, omul pe care l-a folosit Dumnezeu să coboare foc din cer, omul prin care a zdrobit necredința neamului său este singuratic la umbra unui ienuper. Câți dintre dumneavoastră știți ce este un ienuper? Ienuperul crește la munte, crește la zonele aride, în românește spuneam șneapân, nici măcar brad nu era, era din neamul brazilor, micuț, așa. Nu știu ce umbră o fi găsit ăsta la... la, la Ești cam în, în, în pustiul Arizonei, cauți umbre undeva, nu? Umbră în Arizona. S-a pus sub acela, este în singurătate și are golul acela înăuntru sufletului său, se simte abandonat, se simte nevrednic, vrea să moară, se simte părăsit de toți și se izolează de toată lumea. Nu fugi de oameni. Nu te izola de oameni atunci când dai de necazuri, când vin amenințările și uh, suferințele peste viața ta. Stai în mijlocul lor. Apoi, în al patrulea rând, uh, ce se întâmplă în viața lui Ilie, singurarea îi distorsionează imaginea de sine. Imaginea de sine. Nu sunt mai bun ca părinții mei. By the way, frate Ilie, cine ți-a spus că trebuie să fii mai bun decât părinții tăi? Nu? Hai să vorbim serios. De unde filozofia asta că trebuie să fii mai bun decât părinții tăi? Nu este suficient că ești la fel de bun ca părinții tăi? Dintr-o dată, Ilie are o cădere în proprii lui ochi. Avem tendința să ne comparăm cu alții. Credem că toată lumea e cu ochii pe noi, nu? Ne vedem o personalitate națională pe vârful muntelui, ilie, foc din cer, ahab, toată lumea, toată lumea se uită spre noi, așa, suntem cineva. Și dintr-o dată descoperim că nu suntem cineva. Suntem nobody, suntem un nimeni. Când suntem pe Carmel, credem că suntem mai grozavi decât alții, așa e? Domnul a lucrat prin noi. Domnul a vindecat prin noi. Domnul ne-a folosit. Eu sunt speriat de oamenii aceștia care încep să ne spună ce mare au fost ei pe Carmel într-o zi. Sunt speriat de ei. Pentru că pe Carmel se stă foarte puțin. Și nu te reprezintă. Dacă s-a întâmplat ceva pe Carmel, nu este din pricina ta, este din pricina lui Dumnezeu, care a avut milă și care a vindecat și a făcut minuni dar nu din pricina ta. Dar atunci când vine trezirea, când te folosește Dumnezeu, încep să ai păreri grozave despre tine însuți, nu-i așa? Credem că suntem mai mulți decât alții. Când stai însă sub ienupăr, de parte, cale de o zi, de victorile de altă dată, de cercetarea strălucită de altă dată, cazi în proprii tăi ochi, se reduce totul așa din tot dată. Și avem o părere foarte proastă despre noi înșine, să distorsionează complet imaginea de sine. n ar trebui să luăm oare pe Dumnezeu mai în serios pe el și mai puțin serios pe noi înșine. Nu e așa? Am citit un autor care spunea că oamenii ăștia mari care stau la marile tribune, nu? microfoane, emblema statului, a Națiunilor Unite, cine știe ce auspicii, ați auzit termenul, auspicii, okay? pe mesele alea lor pline de flori și de titluri, așa, spunea el, ar trebui pus și un sul de hârtie igienică, <laughs> Să-și aduc aminte și ăsta: că sunt oameni ca noi, absolut ca noi. Dar când stai sub steagul ăla, cu emblema aia în față, cu microfonul ăla, nu? încep să crezi că ești cineva. Și tu nu ești nimic decât ceea ce suntem noi, toți ceilalți. Ești unul dintre noi. Dacă nu avem o părere corectă despre noi înșine, ne, ne, ne norocește Carmelul, ne norocește Carmelo, uitați-vă în mișcarea noastră pe Nicostale câți proroci am nenorocit de-a lungul anilor, că am ajuns non-profit organization. Ok? Cum a folosit Dumnezeu odată? Deja au fost milie și apoi toți ne-am închinat la ei și am nenorocit complet, că, pentru că Ilie, transformat în idol, ajunge rău de tot. I-am transformat în idol și am omorât. Ne-am omorât oamenii mari. Toată istoria noastră, a românilor este marcată de faptul că i-am asasinat. Dacă nu fizic, pe politicienii noștri sau pe oamenii noștri mari de stat, i-am asasinat de caracter sau cine știe cum. Când nu ai o părere corectă despre tine însuți, te nenorocește Carmelul. Ascultăm ce spun. dar te omoară și e nu dacă nu ai o părere corectă despre tine însuți. Când ajungi sub ea, singur, că nu te mai vizitează nimeni, așa cum ziceam azi dimineață, nici măcar martorul lui Jehova nu mai vin la tine să te viziteze, În momentele alea, te omoară singurătatea, te omoară nupărul Ca să reziști la Carmel, și să reziști la Ienupăr, trebuie să ai o părere corectă despre tine însuți. Să știi cine ești în Hristos. În al cincilea rând, în singurarea în care ajungem și ajunge și Elie, în această însigurare fugim de responsabilități, fugim de responsabilități. Fugim de rutina vieții în care suntem. Dumnezeu îl găsește pe Elie într-o peșteră, după Ienupăr se mută în peșteră. Un alt loc de a te izola de lume, mai bun decât Ienupărul. Okay? În peșteră nici măcar cerul nu mai vezi. Prima întrebare a lui Dumnezeu pentru Ilie, care este? Vă aduceți aminte? Ce faci tu aici, Ilie? What are you doing? Ce faci tu aici, Ilie? Ce putea să spună Ilie? Nu fac nimic, nothing. Ilie parcă este ficiorii noștri, nu? Ce faci aici? Nothing. Ce faci? Nothing. de au devenit specialiști în nothing. Atâta nothing au făcut la viața lor, încât au devenit specialiști în nothing. Ce faci aici, Ilie? Nothing, nimic. Tu ai o slujbă, ai o slujbă de profet și ca, sluj, ca profet tu ai ceva de făcut. Tu ai ceva de făcut. Dar tu ai fugit de responsabilitățile care le ai. Când te izolezi de oameni, când ești însingurat, nu-ți faci responsabilitățile. Nu mai face ceea ce făcea un profet. Îl scoate din activitate. El este pe raft, dacă vreți. Depozitat în arhivă. pensionar. Listen, în, în, în lucrarea lui Dumnezeu nu există pensie. Okay? Există pensionare când nu mai ești păstor, dar uh, Dumnezeu nu te scoate la pensie, că nu mai... Uh, da, zice, nu, no, acum nu trebuie să mai vestești Evanghelia, că trebuie să o vestești până ultima, ultima clipă din viață. Ok? Apoi, în singurare dăm vina pe alții pentru situația noastră. Dăm vina pe alții pentru situația noastră. Nu? Un descurajat și însingurat îi acuză pe alții de situația lui. Ascultați, poporul a păcătuit, au părăsit legământul, au sfărâmat altarele, au ucis pe profeți, vor să mă omoare și pe mine acum. Doamne, Tu își știi bine cine sunt ăștia. Știi bine ce-au făcut. Ascultați-mă bine, când ești singur, neprihănit, Știți care e problema? Știți care e necazul? Toți ai alați în răi. Când tu ai dreptate singur, ai dreptate, înseamnă că toți ai alați în greșiți. Okay? Și asta, acesta este un lucru foarte greșit, pentru că dai vina pe alții pentru situația în care te găsești tu. O, ești așa pentru că frații, biserica, comitetul, nevasta, copiii, bosul de la servici, lumea în care trăim noi, situația economică, Obama, nu? Slavă Domnului că avem pe cine da vin acum. În sfârșit am găsit pe un frate care spunea că Obama l-a ajutat să slăbească. Super! Ne-a mai pomenit. În sfârșit face și ăsta ceva bun, men. Face și asta ceva bun. O să vedeți ce ajutor o să vrem de la el când ne mai taie ceva, ne mai taie dincolo. Mai... Noi mai, trecut, mai a avut unul din asta, nu? care a și ce să mâncăm. Și cât? Și ne-a dat cu porția. Am avut porție de zahăr, de ulei, am avut cartelă de pâine. Norocul asta că o să slăbesc și eu. Dăm vina pe alții pentru situația în care noi ne găsim. Este Există... Caricaturile alea foarte drăguțe și cred că unii dintre dumneavoastră, mai ales tinerii, se distrează să le vadă cu Charlie Brown, nu? Pinaț. Um, vin, vin de la școală copiii, nu? Um, și i întrebat cum, cum a fost la școală. O, zice, groaznic, m-au dus la director. M-au dus la director. Zice, și numai tu ești de vină. Cum că eu nici nu mă duc la școala ta? Cum eu sunt de vină? Ce da, dar tu ești prietenul meu și ar trebui să ai o influență mai pozitivă asupra mea. Nu? <gântu -i> <gântu -i> ai o influență negativă asupra mea. Alții sunt de vină pentru problemele în care te găsești tu. În al șaptelea rând, când suntem însingurați, nu mai vedem corect realitatea, și începem să exagerăm lucrurile și mai ales pe ale negative, devin uriașe. Tot ceea ce este rău cu mine se extinde la întreaga lume, nu? Se extinde la întreaga lume. Necazurile mele devin universale. Acum scriem elegii, nu? Întreaga natură plânge, codru și marea și totul e... Toată lumea participă la durerea noastră uriașă, nu? Vedem realitatea foarte greșit și exagerăm lucrurile rele. Suntem ca și bunicul ăla care a dormit într-o zi pe fotoliu, după lanci, nu? Și au venit nepoții, cum erau orei, au luat niște cremă de ghete și au vopsit mustața la, la mi Mie nevastă mea tot vrea să mă vopsească. <laughs> <laughs> În sfârșit era și mai serios. Și... Şi... <laughs> I-au vop... făcut mustața cu, cu cremă de ghete s-a scolat bunicul și miroase ceva rău în casa asta. S-a dus în bucătărie, mirosea și bucătărie rău. A ieșit afară, mirosea și afară. Deci toată lumea asta pute, domnule, toată lumea asta miroase rău, nu? Când, când ai pe mustață <gântu> mizeria, nu? Toată lumea miroase rău. Toată lumea asta miroase rău. Încep să exagerez toate lucrurile, nu? Ilie nu mai vede pe nimeni. Nu mai este nicio soluție. Și ultimul lucru este că în singurare, viitorul arată fără speranțe. Nu mai există nicio speranță de viitor. Pentru Ilie, lucrarea s-a terminat. Vrea să moară. Israel. N-are nicio soluție, este înconjurat de norii descurajării, viitorul arată negru, nu mai are speranță pentru nimic. Wow! După Carmel, după asemenea victorie, ascultați-mă, toți o să trecem pe aici. Unde am trecut deja? Știți care este soluția? Nu la noi, este la Dumnezeu. Numai Dumnezeu te poate scoate din însingurare. Haideți să vedem ce face Dumnezeu cu Ilie, pe scurt. În primul rând, Ilie primește din partea lui Dumnezeu un tratament special, odihnă și mâncare bună. Odihnă și mâncare. Primul lucru pe care îl prescrie Domnul pentru Ilie, extenuat fizic, emoțional, spiritual, dacă vreți, este un somn bun și mâncare. ia câteva zile de concediu, du-te departe de necazurile tale, fizic, du-te departe de ele. Dacă sunt așa mari necazurile, mută-te în alt oraș, dacă vreți. Fă o schimbare majoră, pleacă de, de, lângă ele. Nu sta în mijlocul lor. Dacă stai în mijlocul lor, situația va fi mai mai grea. Du-te într-un concediu câteva zile. Ia un somn bun. Okay? Fă o mâncare bună. Roagă pe Doamna să facă o mâncare bună și sunt sigur că toate doamnele noastre știu. Trage un somn bun. A doua zi soarele strălucește altfel. Lumea arată altfel. După un somn bun. Și după o mâncare bună. Două zile la rând, Dumnezeu îl hrănește pe Ilie și îl pune la somn. Foarte mulți dintre noi am zis așa, Dumnezeu ar trebui să fie un pic mai spiritual, auzi. Nu? La rugăciune, frate Ilie. La post, frate Ilie. De ce Dumnezeu are tocmai niște soluții? Pentru că Dumnezeu este realist. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Dumnezeu știe nevoile noastre. Okay? Nu fi foarte spiritual când lucrurile s-ar putea rezolva cu un concediu de câteva zile. Mă, pe trei, că îmi zicea cineva, 10 ani am fost în concediu niciodată. Bravo! Într-o zi am zis să o să le faci toate, într-un singur an, toate concediile astea că nu le-ai făcut. Și așa a fost, am prorocit și îmi pare rău că... A intrat într-un spital, a făcut un nervous breakdown. După ce a ieșit de acolo, tremurând, spune, mă, mi-am pierdut. Zice, doctor, a zis că numai vreo 70% din capacități le mai am. Eu, bă, nu am alt procentaj, pentru că dacă avea un procentaj bun, s-ar fi dus în concediu. <laughs> Cred că stătea rău cu procentajul de la de treaba asta. Nu ești supra om. Nu ești supra om. Două geaburi, trei geaburi. Dormim două ceasuri. Într-o zi, capotez. Soluția lui Dumnezeu pentru Ilie în epuizarea lui psihică, fizică, emoțională, este o dignă și mâncare bună. În al doilea rând, Dumnezeu îl încurajează. Primește încurajarea din partea lui Dumnezeu. Fii cinstit cu Dumnezeu, spune-i lucrurile care le ai pe suflet. Iată, Ilie este foarte transparent. Am lucrat din greu pentru tine, Doamne. Toți oamenii te-au respins. Eu am rămas singur lângă tine ca să te slujești, să te slujești și acum vor să mă moare și pe mine. Oh, moare ultima speranță din țara asta. Dumnezeu nu-l trage de urec pentru, pentru exagerarea asta. Îl ascultă o analiză corectă a situației tale. Ce domenii ar trebui schimbate? Câte lucruri pot fi schimbate în situația în care ești? Sunt câteva în mod precis. Atitudinea ta și mai ales ai putea renunța la autocompătimire. Săracul de mine, nu? Am rămas singur și vor să mă omoare. Ai putea renunța la chestia asta? Ai putea o schimba? Ce lucruri se vor schimba de la sine? Pune întrebarea asta. Că sunt lucruri care se schimbă de la sine. Ploaia încetează, mâine va fi soare. Se schimbă lucrurile, lumea, lumea se schimbă. Se schimbă de la sine. Timpul de odihnă, mâncarea bună, mâine va fi o altă zi. Ce lucruri nu se vor schimba de la sine. Ce facem cu astea, că nu se schimbă singure. Ascultă-mă, lasă-le în mâna Domnului, pe astea. Lasă că se pricepe el la ele. Are el grijă de ele. Nu, te, nu le luat tu asupra ta. Renoiește-ți relațiile personale cu Domnul. Domnul îi vorbește lui Ilie. Susurul ăla blând este vocea Domnului. Ilie aude din nou vocea Domnului, vocea Duhului Sfânt. Fă ceva să auzi din nou vocea aceea. Stai de vorbă cu el. Apoi, în al patrulea rând, du-te înapoi la lucru, du-te înapoi la rutină. Rea rutina vieții. Fă ceea ce ai făcut înainte. Ai dat cu toate de pământ, ia sculele alea înapoi, curățește și du-te înapoi bate draiul, pune taile, fă șuruburi, dați să mai ce. Reați rutina care o ai. Pentru că în singurătate, în, în însingurare, n-ai mai făcut nimic, te-ai pus în raft, te-ai pus în arhivă, te-ai pus în baxă. Fă din nou ceea ce ai făcut înainte. Reați activitatea. Dacă ești profet, apucă din nou de prorocit. Rea rutina. Și ultimul sfat este Acceptă, acceptă, ajutorul pe care ți-l dă Domnul. Acceptă ajutorul pe care ți-l dă Domnul. Domnul să-ți dea ajutoare. Ok? Observați, Ilie și-a lăsat slujitorul când a fugit. Spune Sfânta Scriptură, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo l-a lăsat, l-a abandonat pe ăla care l -a ajuta Și acum Dumnezeu, dacă urmăriți în continuare, îi dă un nou ajutor lui Ilie. Dumnezeu îi dă un ajutor lui Ilie. Vei unge ca proroc în locul tău pe Elisei. Elisei va fi colegul tău, îi vei transfera puterea și autoritatea, chemarea, îl vei pregăti de azi înainte. Primește ajutorul acesta care ți-l dă Domnul, investește în el și pregătește cel care va schimba generația, care va urma în locul tău. Pregătește-l pe cel care te va înlocui. Vreau să închei cu două afirmații care mi se par foarte importante. Numărul unu, Schimbă ceea ce se poate schimba. Și ai încredere în Domnul pentru ceea ce nu le pot schimba. În orice situație în care te găsești, fă o listă, lucrurile astea se pot schimba, le pot schimba eu. Lucrurile acestea le va schimba Domnul dacă vrea și o am încredere în El. Pentru că în orice situație există două capitole de lucruri, două feluri de lucruri. Lucruri pe care le poți schimba tu și lucruri în care trebuie să ai încredere în Dumnezeu să le schimbe El dacă vrea. Fă te rog lista asta. Vei vedea că la lucrurile care le putem schimba, așa cum spuneam înainte, de cele mai multe ori este atitudinea noastră. Mi-a plăcut foarte mult la timpul de închinare ceea ce ne-a îndemnat fratele Mircea. Să lăudăm pe Domnul toată viața noastră, cât vom fi. Să știți că va veni vremea când vom sta sub ienupăr. Când va funcționa foarte greu decizia asta. Dar ascultă, asta o poți să o faci. Laudă-L pe Domnul sub ienupăr. Pe carmel e foarte ușor să lauzi pe Domnul, nu? Vezi minunile Domnului, focul lui din cer, victorile lui Dumnezeu, cercetarea lui. Dar va veni ienupărul, va veni pustia, singurătatea, izolarea. Laudă-l pe Domnul că încă o mai poți face. Laudă-l pe Domnul acolo. Schimbă-ți atitudinea. Și afirmația aceasta pe care am citit-o este declarația cuiva: Doamne, azi nu se poate întâmpla nimic pe care tu și cu mine să nu le putem face. Notează-te, rog, treaba asta. Doamne, astăzi. Nu se poate întâmpla nimic pe care tu și cu mine să nu le putem face față. Okay? Indiferent ce se va întâmpla, Domnul și cu tine vom face față. Veți face față situației în care te găsești. Okay? Vreau să ne rugăm în seara asta câți dintre dumneavoastră ați trecut și poate că sunteți. În situația asta în care vă simțiți singuri, vă simțiți abandonați, extenuați fizic, psihic, moral, sufletește și aveți nevoie din nou să auziți susurul blând al Domnului, aveți nevoie din nou Domnul să vă trimită în lucrare cu noi energii, cu noi puteri, Ilie este trimis să uh, pună împărați. Acum, Ilie este trimis să ordineze proroci, dacă vreți. Ilie are un, un mesaj extraordinar. Încă Dumnezeu are un plan pentru oamenii însingurați care să cred că sunt singuri și nu mai pot să fie folosiți la nimic. Încă are un plan pentru ei. Încă are un plan pentru tine. Vreau să ne rugăm în seara asta. Este cineva care are nevoie specială de rugăciune? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să venim înainte, Domnului și să spunem, Doamne, s-au ridicat câteva mâini în această seară și mâinile acestea sunt după ajutor la Tine. Oameni care au nevoie să audă din nou susurul Tău blând. Vino la ei sub benuperul în care se găsesc. Vorbește-le, Doamne. Trimite-l pe îngerul Tău, cu ulciorul, cu apă care împrospătează și care înviorează, cu turta Ta, Doamne, care dă hrană, trimite cercetarea ta peste cei care stau sub jenupărul acestei vieți și să se cred singuri. Cercetează, Doamne, și vorbește -le. să ne rugăm. Doamne, venim înaintea ta în această seară cu mâinile care s-au ridicat spre tine.